Nel nome del Tato, Luce al Figlio, Luce al Santo, Luce al Amen. Iubiți credincioși, iată, o săptămână înaintea slăvitei sărbătorii a Învierii, a Paștelui, precum Evanghelia de astăzi ne prezintă, evenimentul întâmplat în timpul Mântuitorului, când Mântuitorul era în Betania, în casa lui Lazar, pe care îl înviase din morți, și a surorilor sale, Marta și Maria. Vedem că este așezat la cină. Maria și Marta slujeau la cină, iar Lazar era din cei ce ședeau împreună cu el la masă. Minunea învierii lui Lazar, pe care am prăznuit-o ieri, sâmbătă, a însuflețit toată mulțimea poporului iudeu și numai a poporului iudeu. Iată, ea rămâne ca mărturie până în zilele noastre. Și astăzi, în Betania, se păstrează locul unde a fost săvârșită această minune a mormântului lui Lazar. În momentul în care Hristos se apropie de mormânt, sora lui, Maria, care mărturisise credința în puterea lui Hristos, Doamne, dacă ai fi fost mai înainte, fratele meu n-ar fi murit, dar și acum cred că pot să faci orice. Cu toate acestea, când Mântuitorul se apropie de mormânt și cere să fie înlăturată piatra, se cutremură și aceeași Marie spune, Doamne, iată, au trecut deja 3 zile, miroase greu, a intrat în stricăciune. Cu atât mai puternică această minune. Și vedem că și pentru credința mărturisită ei și pentru vădirea învierei cele din morți, Hristos face această minune înviindu-l pe Lazar din stricăciune, din putrejun. Acum, din nou în Betania, în casa aceluiași Lazar, aceeași Maria și Marta. Și ce vedem? Mulțimile aflând că este în Betania veneau să-l vadă nu numai pe el, ci și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și spune Evanghelia de astăzi, Evanghelistul Ioan, că arhiereii puseseră sfat ca și pe Lazar să-l omoare, pentru că din pricina lui mulți credeau în Hristos. Iată, iubiți credincioși, și în fața minunii vedem 2 lumi care se confruntă între ele. Se vor confrunta până la sfârșitul acestei luni, până la sfârșitul stricăciunii acestei luni. Între cei ce mărturisesc adevărul și se bucură de adevăr, între cei ce primesc dragostea lui Dumnezeu și o împărtășesc celorlalți, și între cei sub influența diavolului, sub influența demonului, refuză dragostea și adevărul și rămân într-o întristare și încrâncenare a inimii, luptându-se față de acesta. Iată, minunea fusese una vădită și reacția firească era să te minunești și să o mărturisești. Oamenii trăiau acest firesc. Și în acest firesc, iată, arhierei gândesc înăbușirea acestei evidențe, acestei minuni. Și până la capăt, spuneam, în această lume, răul și binele sunt într-o tensiune în lume și adeseori și noi înșine. Înfricoșătoarea judecată nu înseamnă decât tămăduirea și separarea, spuneam, ca o dureroasă operație chirurgicală între acestea. Iar în această lume ne facem alegere. Suntem între cei ce ne bucurăm de minuni, între cei ce credem minunea și o mărturisim, sau între cei ce ne lăsăm prostiți, manipulați, poate de un sfat al arhiereului. Omorându-l pe Lazar, nu s-a împlinit gândul lor. Sau scoțând vorbă că ostașii ar fi primit bani și ucenicii ar fi venit și l-ar fi luat pe Hristos din mormânt. Iată, aceleași patim, aceeași confruntare, în ciuda
unor înțelegeri mai adânci pe care omul le-a dobândit și le-am dobândit în zilele noastre înțelesuri de negândit acum sute și mii de ani, în ciuda acestora rămânem tributari aceleiași lupte, acelorași manipulări. Maria îi spală picioarele lui Hristos și îi unge picioarele cu mir. Ungerea cu mir era asociată în vechiul legământ cu preoția cea veșnică, cu alegerea de Dumnezeu. Prin aceasta Maria mărturisea că a înțeles desăvârșit în sufletul ei că Hristos era Fiul lui Dumnezeu celui viu. Știind că Hristos îi întreabă pe apostol, cine zice lumea că sunt eu? Unii Ieremia, alții Ioan Botezător, alții unul din proroci. Dar voi care sunteți cu mine, cei 12, cine ziceți că sunt eu? Și spune Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și vestește Domnul cu gând de bucurie lui Petru. Fericit ești tu că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Această mărturie, această înțelegere ne face să rămânem în adevărul lui Dumnezeu. Maria, ca și Petru, prin această ungere mărturisește fără cuvinte că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. În aceeași casă, în Betania, unde Lazar cel înviat era de față. Și cine se împotrivește? Iuda, unul din cei 12, unul dintre apostoli. Cei mai apropiați ai Mântuitorului. Ce durere trebuie să fi fost în inima Mântuitorului, iubiți credincioși, când știa gândul apostolilor, al fiecăruia. Și unul dintre ei, Iuda, lui se încredințase banul de obște. Și nu era sincer în aceasta. Nici cu Hristos, nici cu ucenicii săi, nici cu el însuși, din păcate. Că aceasta avea să fie lui spre pierzan. Și spune Mântuitorul acest cuvânt, cu tremurător, mai bine era de acest om dacă nu s-ar fi născut. Ce durere trebuie să fi fost ca într-o mică frățietate în care unul îl vezi că este nesincer și Hristos știa aceasta și o ducea. Și iată, acesta nu se poate bucura. Nu se poate bucura de mărturia în taină, în tăcere, fără cuvinte, făcută de Maria care unsese cu mir trupul lui Hristos și spune, mai bine era dacă s-ar fi vândut acest mir și să se fi dat săracilor, pentru că era într-adevăr un mir scump. Cât de sărac ar fi omul când are o bucurie a unei întâlniri, a unei ospeții, a unui oaspete drag. Nu mai este gândul la sărăcie. Nu mai este gândul la chivernisire. La economisirea fiecărui leuț. Face risipă. Și această risipă e o risipă de dragoste. De aceea Mântuitorul poruncește ca ce a făcut această femeie să se vestească în toată lumea și în toată Evanghelia. Dragoste din prisosul inimii, dragoste de Dumnezeu, dragoste de adevăr. Iată, și aici cere două lumi. Maria mărturisește pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, și Iuda își duce mai departe alunecarea și poticnirea neînțelegând. Și în zilele noastre, sunt două luni, suntem unii care ne bucurăm în biserică și în inima noastră de timpul pe care îl trăim, de a fi în biserică, de a-L mărturisi pe Hristos. Sunt alții care mai vădit sau mai puțin vădit în numele unei libertăți mincinoase încearcă să ucidă pe Hristos în inima omului. Prin false cuvinte, prin minciuni adânc sădite, în numele unei libertăți mincinoase,
în numele unor drepturi mincinoase ale omului rupt de Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu înțelepciunea, iubiți credincioși. Să ne facem alegerea dreaptă. Pentru că această alegere ne rămâne în veșnicie și această alegere, cât timp suntem în trup, ne descoperă noi căi. Dumnezeu, atunci când s-au pocăit ninivitenii, le-a dat alt timp, altă putere de a se întoarce din păcat. Și durea pe Dumnezeu de ninivite. Deși pusese poruncă lui Iona să anunțe că va fi nimicită cetatea precum odinioară Sodoma și Gomora. Iona a șovăit să anunțe sau nu, că știa că Dumnezeu ar putea să răzgândească ceea ce se și întâmplă. Câtă gingășie, iubiți credincioși, atunci când Iona, revoltat, chiar el prorocise că va fi nimicită cetatea și nu s-a întâmplat, rămâne întristat. Și îl întreabă Domnul, ai tu dreptate să fii supărat? Da, am dreptate să fiu supărat de moarte. Iată, tu te-ai supărat pentru un lujer care și-a luat ființa într-o zi și într-alta a pierit. Dar eu cum să nu fiu întristat de atâția oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și de un număr mare de dobitoace? Cu câtă gingășie privește Dumnezeu spre noi. Cât timp suntem în acest trup, omul care își înțelege greșeala și păcatul află prin economia lui Dumnezeu timp și cale de întoarcere. Dar această alegere este cutremurătoare. Și de aceea și cu Evanghelia de astăzi și cu sărbătoarea de astăzi să înțelegem lupta mai crâncenă sau mai puțin crâncenă. Vicleană sau mai puțin vicleană între aceste două lupte, între adevăr și minciună, între credință și necredință. Stați pe locul copilului, nu mai deranjați lumea în spate acolo. Hristos din Betania se îndreaptă spre Ierusalim. Și vedem că este așteptat precum mare împărat, cu ramuri verzi și cu flori, pe mânzul Asine, pentru că atunci când împăratul intra pe cale, era semn de război, semn de luptă. Și Hristos nu vrea să sperie poporul, ci intră pe mânzul Asine, arătând că vine cu gând mântuitor. Și mulțimea, și sub imperiul minunii înfăptuite, îi iese înaintea Ierusalimului, cu flori și cu strigăte de biruință. Osana înseamnă mântuiește, ajută-ne! Mulțimea înțelege că dincolo de puterea acestei minuni, nu era doar în fața unui mare proroc, ci era o cercetare a lui Dumnezeu pentru popor. De multe ori ieșeau în fața împăratului cu dude lingușeală. Antichitățile iudaice povestesc de împăratul Aurelian care venise cu gând de nimicire a poporului iudeu. Și l-a întâmpinat poporul iudeu cu acest ultim gând ca o lingușeală, ca o cinstire, nădăjduind că va obține îmblânzirea împăratului. Și-a obținut-o. Ieșind cu mic, cu mare, cu preoți și cu cărturari și cu mai mari lor, și întâmpinând pe împărat cu ramuri, cu flori. Și spune Iosif Flaviu că, într-adevăr, împăratul, văzând această cinstire, nu numai că nu a asuprit poporul, nu numai că n-a pornit război împotriva lor, ci chiar le-a acordat anumite privilegii. Dacă primirea împăraților lumești era făcut cu gând omenesc, ca politica vremii noastre, din păcate, care are și adevăr, dar și multă viclenie și minciună amestecată în ițele ei, dacă împărații veacului erau primiți cu acest gând, împăratul slavei Hristos este primit cu dragoste adevărată și nefățarnică,
Cum n-a fost primit poate nici când un împărat, cel mult împăratul David să fi fost primit cu aceeași slavă și cinste și dragoste. Și copiii însuflețiți, poate nu doar de părinți, inima curată a copilului simte mai adânc și mai repede fiorul Domnului. Și copiii strigau Osana fiului David. Și iarăși lupta între două, aceiași arhierei. Auzi ce zic aceștia, ceartă-ți uceniții, ceartă-ți copiii. Și Hristos le spune, de vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Să ne dea Domnului biscredincioși, să înțelegem rezonanța cosmică a acestei lumi și să o primim în sufletul nostru. Pentru că atunci când primim răul și minciuna și necredința, atunci când rămânem în întristarea mincinoasă a sufletului, nu numai noi avem de suferit, ci toți în jurul nostru și între cosmosul împreună cu noi, într-o anume măsură. Atunci când alegem cele ale vicleniei și ale răului, ne îmbolnăvim pe noi înșine și pe cei din jur. Iată tensiunea între aceste două lumi pe tot parcursul Evangheliei care s-a citit astăzi. Și această tensiune, vedem, iubiți credincioși, că va rămâne înfricoșător lucru chiar după învierea strălucită a lui Hristos. Dar n-a avut putere până într-un sfârșit rău. Iată sămânța adevărului credinței, deși de mulți se vrea înnăbușită, a înflorit și a rodit. Și a rodit și în inimile dumneavoastră care sunteți în biserică, și în inimile acestui popor, care este în adâncul lui, popor creștin și mărturisitor. Să ne dea Domnul să păstrăm această înțelegere, dar să știm că mulți se luptă cu aceasta, cu această vlagă și sevă a adevărată a poporului drept slăvitor. Să nu ne lăsăm biruiți de glasul celui ce strigă, ceartă-ți ucenicii. De ce s-a dat acest miracol? Hai să-l omorâm pe Lazar. Cuvinte insidioase, întotdeauna spuse în umbră, întotdeauna în ascuns, întotdeauna însă cu o părută putere, înfricoșătoare putere. Să ne dea Domnul să avem bucuria și înțelegerea pe care au avut-o cei ce au strigat astăzi Osana lui Hristos, înțelegerea Mariei care a recunoscut ca Dumnezeu cel viu, înțelegerea apostolilor care l-au mărturisit. Să ne ajute Dumnezeu, iubiți credincioși, în săptămâna ce urmează, pregătirea pentru Sfintele Paști, să trăim cu această înțelegere până la sfârșitul acestei luni și până la sfârșitul zilelor noastre vom fi într-o luptă. Să ne rugăm Domnului ca în această luptă în sufletul nostru și în poporul nostru să biruiască adevărul și dragostea lui Hristos ca să putem să strigăm nu doar de Paști, ci în toate zilele vieții noastre Hristos a înviat, cu adevărat a înviat. Și să ne fie această înviere, înviere de obște în împărăția cerurilor. Amin.